se la prindă. Absolut. Și domnul Chiriac va spune și despre turneele ce urmează să fie întreprise. Ca în orice spectacol de teatru există mai multe categorii de sunet. Există sunetul pur, cel al muzicii concrete, ce înseamnă o ambianță a scenei. Ne interesează chiar și zgomotul produs de decoruri, de mers, de respirație. Apoi, figurile impuse. Numesc figuri impuse decât o temă. Dacă un regizor are un atașament deosebit față de o temă muzicală, acea temă îl stimulează, fiind existând, ea fiind știută dintotdeauna. Când spun știută dintotdeauna, este o chestiune din copilărie, de la radio, de undeva, și care te obsedează și care servește a ceea ce vrei să spui, o anumită dimensiune a piesei. Această muzică există, în acest spectacol există o asemenea muzică, este un cântec din anii 40-50, cu mare succes din anii 60 și 70. Și apoi muzica originală, cea care intră în desfășurarea piesei ca un decor, poate, ca un costum, ca o lumină. Lumină în sensul practic, în sensul înțelegerii. Și această muzică originală se naște, în general, în spectacolul lui Silviu Burcărete, prin liniile generale pe care le trasează, pentru că vă mărturisesc, sunt întotdeauna atras de decriptările dânsului și de axele pe care le, căile pe care le ia un subiect. Probabil lucruri trecute cu vederea la o primă lectură de către oricine și care devin extrem de importante într-un anumit decriptaj al spectacolului. Și în clipa în care vorbește într-un spectacol ca acesta despre o molimă, care poate fi ciumă, poate fi orice altceva, ceea ce era teama tuturor, și pentru că suntem la Sibiu în secolul XVI, au murit vreo 3.000 și ceva de oameni de ciumă în acest oraș. Așa era în mine. Această belea căzută pe capul unei comunități, nu se poate ca în dorința unui compozitor să nu se nască această muzică reflectând probabil acest fenomen. Este și de curățarea lumii, de reînnoirea lumii. Mă rog, nu intru în teorie, că marile boli au însemnat întotdeauna o renaștere extraordinară. Și atunci se fac aceste pandemii. Există această dorință și atunci am scris teme care vin din această lume pe care le-am propus domnului Burcărete și dânsul, ca un pictor care are vopselele, le folosește după aceea în ceea ce dorește să construiască în spectacol. Cam așa se naște o asemenea muzică de spectacol, din sunete concrete, din lucruri impuse și din lucruri care vin din temele principale ale piesei. Probabil că după aceea nu se mai regăsesc aceste teme principale, sunt topite în alte acțiuni, dar ele există. Este ca această gândire că este făcută pe anumiți piloni pe care nu-i vedem, dar există datorită acestor piloni.